stai la parter, eu la ultimul nivel. Eu stau la parter, tu la ultimul nivel, bun! Ok, deci bulme, sunt Matey și bine v-am regăsit la un nou episod. Episodul de azi este de alertă națională. Țineți-vă toate femeile în casă, pentru că Lil Dani a apărut în industria muzicală, fraților. În caz că nu știați cine este Lil Dani, Lil Dani este un nou trapper de 8 ani, din câte am înțeles, 7-8 ani pe acolo. Mi-ați zis voi, mi-ați zis, reacționează la Lil Dani, mi-au zis și câțiva prieteni de-ai mei: bă, îl știi pe Lil Dani, să zice șmecher Lil Dani. Că dacă toată lumea vorbește de Lil Dani, am zis, bă, hai să facem o reacție la Lil Dani și să vedem ce este cu el. Dar înainte ca episodul o să înceapă, bă, dacă nu dați like, ce mai căutați pe videoclipul ăsta înainte? Bă, cine dă like, ia din partea mea un 10 la școală. Vorbesc cu toți profesorii național, toată lumea ia 10 dacă dă like la videoclipul ăsta, pe cuvântul meu. Asta ar fi una dintre glume. Înceapă, nu uitați să vă și abonați la canal dacă nu ați făcut-o încă. Dați pe butonul acela de subscribe acolo, toată lumea, și pe clopoțel. Și follow pe Instagram la adresa.darius.mate. Și noi, fără alte discuții, hai să vedem ce este cu Lil Dani aici. Ce să mai dăm aici, uitați, Lil Dani oficial music video. Intrăm și dăm full screen și hai să-i dăm cu react. Suntem pregătiți din punct de vedere emoțional și hai să-i dăm. Uite-l pe Dani, ăsta este Lil Dani cu iubita lui sau cine este? N-am, mă, vedeți? Unii n-aveți iubite nici la 20 de ani și are Lil Dani gagică de la 7-8 ani. Bine, mă, bine. Bun. Bun, ia uite, este pe covorul roșu direct. Ia uite-l aici la Unirii. Ok, deci momentan începe chiar bine, vrei să te mint, începe chiar bine. Lil Dani sună mai bine decât mulți rapperi din România, fără Caterinca, fără pic de mișto. Începutul ăsta este unul bun momentan. Deci momentan este foarte, foarte bine, deci nu ați zis rău că este nou Labi. Hai să vedem. Ia uite, Diesel. A, uite ce mișcări are, dau din număr ca Uzi. Bine, mă, bine. Da, dar bă, momentan chiar are haz Lil Dani și chiar e mișto. Nu știu de ce lumea îi dă cu hate. Chiar tare, mă, chiar tare, super tare. Mă urc în Ferrari, pe mine și pe Gabi ne iubesc fanii. Uite cum aruncă cu bani. Pe mine și pe Gabi ne iubesc fanii. Cine e Gabi? Să spună cineva în comentarii cine e Gabi. Gabi e iubita lui? Oare o fi iubita lui Gabi? Sau Gabi e prietenul lui? Pentru că poate să fie și Gabriela și Gabriel. În fine, hai să continuăm. Uite-te că cu bani aruncă. Hai să vedem. Eu sunt Lilani, sunt peste tine timp ce număr bani. Aha. Ia uite-l. Bă, foarte, foarte tare. Deci, bă, fără pic de caterincă, fără pic de caterincă, eu la vârsta lui nu puteam să fac așa ceva, sincer. El are cât are? 7-8 ani. Eu la 7-8 ani nu știu dacă maximă jucam FIFA, maximă jucam FIFA. Dar de cântat nu puteam să cânt. Oare el a scris și versurile? Chiar stai așa că sunt curios. A scris el versurile? Nu cred că le-a scris el, nu? Lil Dani text, Tony for real. Aaa, Tony for real, da, îl știu și pe Tony for real, video Alex Beat. Bă, beat-ul iarăi șmecher, da, în fine. Deci, momentan, Lil Dani merită like-ul meu și are 899 de abonați. Dacă îmi place piesa până la final, merită și subscribe-ul meu. Hai să continuăm. Hai să vedem, bă, chiar tare, bă, chiar mă surprinde Lil Dani. Mă surprinde, dar plăcut, mă. Pe mine și pe Gabi ne iubesc, fain. Ia uzi, Gabi! Eu sunt Lil Dani, wow, sunt peste tine în timp ce număr bani, mă urc în Ferrari. Ia uite-l! Bă, știi ce-mi place? Îmi place că nu promovează alcoolul. Dani bea Pepsi, el și cum place să mănânc. Pe mine și pe Gabi ne iubesc, fain. Am doar 7 ani, wow. Am doar 7 ani, deci are doar 7 ani. Am doar 18 ani, am sute de mii de fani. Pe dușman nu dau 2 bani. Și am tot ce vreau, tu stai la parter, eu la ultimul nivel. Eu stau la parter, tu la ultimul nivel, bun! Bun! Bă, sunt cel mai mare fan Lil Dani, m-am declarat. Momentan sunt cel mai mare fan Lil Dani. Ia uite-l aici, doarme pe bani Lil Dani. Că mă îmbrac în Tommy, sună ea la fel ca Tommy. Știi că mă îmbrac în Tommy, când te uși pe mine vezi doar de.
diesel, ca să aveți. Ia uite-l aici cu dieselul pe el. Trebuie un regizor, te uiți la mine de la televizor. Dacă mă enervezi, te voi pune în vizor. Eu mă urc în mașină scurt. Ia uite, ia uite, are, are și fete, bă, Lil Dani, mă. Și e flexer, că nu e cu doar noi, e cu mai multe. Și în luci se dau bombe. Dacă mă enervezi, te vei face să spui plombe. Tu ești... Dacă te enervezi, Dani, Dani te va face să spui plombe. E urâtă, băieți. Vă zic, nu vă puneți cu el, nu vă puneți cu el. Nu e vă puneți. Sare să spui doar vorbe, wow. Personalii, Dani, sunt peste tine în ce număr banii. Mă urc în Ferrari, pe mine și pe Davine iubesc banii. Eu sunt Lil Dani, sunt peste tine în ce număr banii. Atâta, atâta, că nu, nu-mi place că poartă Vagabond. Dacă n-ar purta Vagabond, ar fi rupere. Dar oricum, bă, rupe Lil Dani, mă, rupe Lil Dani. Sincer, e rupere Lil Dani. E nebunie, rău, rău, rău de tot. Eu sunt Lil Dani. Pe mine și pe Gabi ne iubesc fanii, a? Sunt Lil Dani. Pe mine și pe Gabi ne iubesc fanii. Deci doarme pe bani, Lil Dani, mă. Doarme pe bani. Sleeping on you, Lil Dani. Bine, mă, bă, bine, mă, Dani, mă. Chiar îmi place, chiar îmi place. Mă urc în Ferrari, pe mine și pe Gabi ne iubesc fanii. Atâta a fost? Wow, yeah. Ok, chiar mi-a plăcut. Bravo, bă, Dani, bravo, Dani. Uite, are like-ul meu și are și subscribe-ul meu. Ok, și dau și cu clopoțel. Cu clopoțel dau pentru că sunt fan adevărat Lil Dani. Respect Lil Dani. Și o să-i las și comentariu. Uite, las comentariu cu rupe Dani. Așa. Rupe Dani, nu știu să-i dau, mă jur, cu Fire. Stai, nu vă luați de mine, how to fix Windows 10 file, nu știu, not opening, că a trebuit să fac eu. Fire emoji, copy, rupe Dani. A, uite, e cu Y. Nici mie nu-mi place că îmi scrie lumea numele greșit. Gata, mă, i-am lăsat comentariu. Uite, mi-am dat like singur. Ai, ce putem face. Da, fraților, deci chiar e tare Lil Dani. Chiar e super, super tare și ascultați-mă ce vă zic. Lil Dani, până la finalul anului ăsta, o să devină foarte, foarte viral. Ascultați-mă ce vă zic. Lil Dani e nou Abi. Nu știu sigur dacă se ține de treabă, dacă continuă să facă chestiile de genul ăsta. Apoi eu zic că dacă la 7 ani rupi așa, gândiți-vă ce face la 20, ești de bun, mai are 13 ani în față, ești de bun, păi vă dați seama? Adică dacă el are 7 ani acum în 2020, plus 13 în 2033, 2033 e anul lui Dani, m-am jurat. Da, mă, fraților, chiar super mișto și m-a surprins, adică știi ce, mă așteptam așa, să fie o piesă de-aia cringe, să sune nasol, rău de tot, dar pentru prima piesă a lui Lil Dani, e șmecheră, rău de tot, frate. Te pup, Dani, chiar e șmecheră. Dacă vede videoclipul ăsta, Dani, hit me up, e șmecheră piesa. Da, fraților, deci cam asta a fost cu episodul de azi. Chiar m-am distrat și chiar mi-a plăcut piesa aceasta. Să mai spuneți în comentarii la cine mai vreți să reacționăm, dacă mai aveți băieți de ăștia șmecheri. Eu am fost Matey, noi ne-am data viitoare la un episod. Lil Dani, sunt peste tine, din ce număr bani? Ia, mă urc în Ferrari. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage.